Ce este glaucomul și care sunt cauzele apariției lui? Glaucomul e o neuropatie optică care are în prim plan creșterea periculoasă a tensiunii intraoculare cu efect dezastros asupra nervului optic. De fapt, este o incapacitate a ochiului de a mai ține echilibru între producția de umor apos și eliminarea lui din interiorul ochiului. Se produce o acumulare excesivă de umor apos în ochi, sclera este este destul de rigidă și atunci toată presiunea se exercită asupra polului posterior, unde sunt filetele nervoase ale nervului optic. Ele atunci sunt strangulate. Pe de o parte se produc modificări ale circulației sanguine la nivelul vaselor nervului optic, se produce o întrerupere a fluxului axonal și se declanșează impulsuri pentru un fenomen numit moarte celulară programată. Am încercat în acest fel, pe scurt, simplist, să explic și modul în care poate glaucomul să afecteze irreversibil nervul optic. Simțim toți acești pași, bolnavii de glaucom au simptome? Nu. Sunt mai multe forme de glaucom. Glaucoamele cu unghi deschis sunt total asimptomatice în primele stadii, iar atunci când apar modificări, scotoame în area câmpului vizual, deja glaucomul este avansat, deja leziunile nervului optic s-au produs și sunt irreversibile. De aia și spune că este o boală parșivă, este o boală care nu doare pe pacient, durerea de fapt îl aduce la doctor. În schimb, este o altă formă mai puțin răspândită, glaucomul cu unghi închis, cu două forme, o formă de atac acut de glaucom, unde durerile sunt atroce, vederea se încețoșează. Ce doare? Doare ochiul în sine, doare orbita cu tot globul ocular, reflexe vagale puternice cu grețuri, cu vărsături. Este de multe ori un atac de glaucom a fost confundat cu o criză de litiază veziculară sau de apendicită. Așa de impresionante sunt fenomenele. În rest, glaucomul cu unghi îngust, forma cronică, nu doare. Ci tot la fel ca și cel cu unghi deschis, în stadiile finale apar ceva tulburări, scotoame, îngustarea câmpului vizual, dar deja este foarte târziu. Luăm medicamente? Există tratamente? Norocul pacienților de astăzi, și aș putea să spun că în România, chiar dacă nu e o statistică perfectă, dar sunt în jur de 120.000, 140.000 de glaucomatoși, norocul zilelor de astăzi este faptul că arsenalul terapeutic este deosebit de bogat. Dacă înainte toată lumea știa de clasica pilocarpină și care nu era valabilă în toate formele de glaucom, astăzi avem o gamă largă de medicamente, pe de o parte unele care reduc secreția de umor apos, altele care facilitează ieșirea în afara umorului apos. Deci sunt două clase tipuri mari de medicamente. Dar nu numai atâta. Tehnologia modernă a dus la apariția unor lasere performante. Este un al doilea pas pe care putem să-l facem, să-l aducem în ajutorul tratamentului medicamentos. Sunt lasere... Se poate practica trabeculoplastia laser-argon, trabeculoplastia selectivă, deci sunt două metode importante de tratament laser al glaucomului. Se poate face sclerostomia profundă cu ajutorul laserului sau endo- sau exociclofotocoagulare. Deci, vedeți, avem în arsenalul terapeutic o gamă largă de lasere care sunt în România. Au succes aceste tratamente? Categoric au succes. Degajarea presională este în jur de 6, uneori chiar 7 mm. Imaginați-vă un glaucom necompensat cu tratament medicamentos, făcând această terapie laser, categoric obținem ceea ce dorim, o presiune joasă. Uneori chiar se reduce schema de tratament. Atunci când nici tratamentul laser nu rezolvă problema, apelăm, și asta este în ultimă instanță și asta recomandă și eu colegilor mai tineri oftalmologi, să apeleze la intervențiile chirurgicale doar
în extremă urgență, când nu mai au alte posibilități. Intervenția chirurgicală expune și bolnavul și chirurgul la anumite riscuri și nu sunt puține. Chiar era o discuție cu domnul profesor Pop dacă se merită să se facă intervenții chirurgicale de glaucom în ambulator, având în vedere posibilitatea apariției complicațiilor postoperatoare. Categorică și arsenalul chirurgical s-a diversificat, intervenții chirurgicale diverse, cu ochi deschis, cu ochi închis, cum este sclerotomia profundă, sau introducerea unor dispozitive de drenaj atunci când alte metode chirurgicale nu mai au succes. Ce facem ca să n-ajungem acolo? Cât de des trebuie să ajungem la un medic oftalmolog ca să descoperim din timp că suntem bolnavi? Trebuie să fim foarte bine informați, să știm care sunt factorii de risc în apariția glaucomului. Atunci putem să fim vigilenți. Aș enumera câțiva din factorii de risc. Vârsta peste 40 de ani, este clar. După ce ai împlinit 40 de ani, o dată pe an să mergi la controlul oftalmologic. Antecedente în familie, persoane care au avut glaucom. Predispoziția pentru a dezvolta glaucom este mult mai mare la cei care au avut părinții glaucomatoși. Cei care au anumite afecțiuni vasculare, migrene, boală reno, iarăși pot dezvolta glaucom. Cei care au diabet, cei care urmează tratamente prelungite cortizonice. Deci, vedeți, sunt factori de risc care pot să ne alarmeze și să ne ducem din timp la control. Este singurul lucru cu care putem preveni deteriorarea nervului optic prin glaucom. Controle dese, încât să se stabilească din timp că este glaucom. Instituirea tratamentului nu face altceva decât să lungească foarte mult deteriorarea nervului optic, încât nu vom ajunge niciodată la orbire. Dar pentru a nu ajunge la orbire și după ce s-a instalat diagnosticul cu glaucom, cât de dese trebuie să fie aceste întâlniri cu medicul oftalmolog? Până se stabilește o schemă terapeutică adecvată, în care doctorul dorește să obțină o presiune țintă cât mai scăzută, pentru a nu influența nervul optic, probabil că examenele oftalmologice vor trebui făcute odată la o lună. Cel puțin 3 luni de zile, în fiecare lună se va vedea cu doctorul pacientul. După care, dacă lucrurile sunt în regulă, e aproape o cutumă. La 3 luni de zile un examen oftalmologic, la 6 luni de zile un examen de câmp vizual. Categoric, astăzi au apărut foarte multe investigații sofisticate, aparate care costă 60-80 de mii de euro, cum este OCT-ul, de exemplu. Este foarte bun. Este foarte bun pentru a preciza dacă apar modificări minime și dacă a început glaucomul să-și facă de cap. Dar urmărirea glaucomului se face numai cu ajutorul perimetriei computerizate.